Astăzi, 3 iunie, este declarată zi de doliu național în Republica Moldova, în urma tragediei aviatice de ieri, în care și-au pierdut viața 4 membri ai echipajului SMURD România. Tot astăzi s-a ținut o slujbă de pomenire în memoria colegilor români. La slujbă au luat parte cei de la conducerea serviciului Situații Excepționale. Aceștia au aprins lumânări în memoria celor 4 membri ai echipajului SMURD România, care și-au pierdut viața în urma accidentului aviatic. Tot salvatorii și pompierii au depus flori la Ambasada României din Chișinău azi dimineață. Drapelele de la instituțiile principale de stat au fost coborâte azi în Bernă, în semn de solidaritate față de cele 4 victime care s-au stins, după ce elicopterul SMURD Iași s-a prăbușit la Haragaș, raionul Cahul.